Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi începem un nou sezon Business Class. Unul în care vă promitem că vă vom ține în continuare la curent cu cele mai importante schimbări din lumea economică. Unde, când și cum circulă banii în economie, aflați în fiecare săptămână de la noi. Ce planuri de afaceri ar avea cel mai mult succes în țara noastră, care sunt cele mai importante programe de finanțare pentru români și care sunt acele măsuri ce ne vor schimba viața, fie că vrem, fie că nu, vom descoperi împreună pe parcursul acestui nou sezon. Pentru astăzi v-am pregătit cele mai importante modificări din noul cod fiscal, informații despre cum femeile manageri pot accesa fonduri nerambursabile de la stat și vă dezvăluim de ce programul pentru SRL debutant nu a mai avut succesul de altă dată. Așadar, 25 de minute de informații și sfaturi importante pentru noi toți. Aflăm în minutele următoare când va avea loc extragerea loteriei bonurilor fiscale pentru luna august, cu cât diferă prețul gazelor naturale în funcție de regiune și distribuitor și de ce sunt supărați reprezentanții agențiilor de turism pe oficialii din Ministerul Educației, care au schimbat structura noului an școlar cu doar o săptămână înainte de începerea cursurilor. Dar tot astăzi aflăm și ce sumă trebuie să plătească persoanele neasigurate către stat începând cu anul viitor. Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că a primit 4 cereri de revendicare a premiilor la extragerea loteriei bonurilor fiscale din luna iunie, nefiind astfel depășit numărul maxim de premii stabilit de lege, cel de 100. În urma extragerii au fost desemnate câștigătoare bonurile fiscale emise în data de 1 iunie, având valoarea de 509 lei. Valoarea unui premiu rezultată ca urmare a împărțirii fondului lunar de premiere în cuantum de 1 milion de lei la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termenul legal de 30 de zile de la data extragerii, este astfel de 250.000 de lei, venit care se impozitează totuși cu o cotă de 16%. Lista cu cele 4 bonuri câștigătoare este publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. 20 septembrie este data la care va fi organizată a treia extragere lunară din acest an a loteriei bonurilor fiscale, conform ordonanței Guvernului numărul 10/2015. La aceasta vor participa bonurile fiscale emise în perioada 1-31 august. Extragerea aleatorie de numere se face în felul următor: un număr cuprins între 1 și 999 inclusiv, care reprezintă valoarea totală a bonului fiscal, inclusiv taxa pe valoare adăugată. Aceasta rezultă în urma extragerii succesive a 3 serii de cifre cuprinse între 0 și 9 și un număr care reprezintă ziua emiterii bonului fiscal, aferentă, bineînțeles, lunii august. Revendicarea premiului se va putea face în perioada 21 septembrie-20 octombrie, prin punerea la fisc a bonului fiscal câștigător în original, a unei copii actului de identitate și a unei cereri de revendicare. Banii vor fi virați către câștigător până cel târziu la data de 19 decembrie. Modificarea structurii anului școlar 2015-2016 afectează întreaga industria turismului, cauzând pagube financiare atât turoperatorilor români cât și turiștilor. A atras atenția Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Săptămâna în plus de vacanță în luna ianuarie, noua perioadă de vacanță din luna februarie, respectiv zilele în plus de școală din iunie, stabilite în mod arbitrar de Ministerul Educației, fără consultarea mediului privat și a antreprenorilor din turism, aduce deservicii atât agenților de turism cât și hotelierilor, spun reprezentanții ANAT. Aproximativ 10.000 de sejururi au fost deja contractate pentru perioada vacanței de iarnă, spun reprezentanții industriei. Agențiile de turism au depozite nerambursabile la partenerii hotelieri din România și din străinătate pentru sezonul de iarnă 2015-2016, conform fostei programe școlare. Mai mult, clienții au achitat pachetele turistice, acestea fiind nerambursabile conform contractelor deja semnate, odată ce au fost achiziționate la prețuri de early booking. Federația Națională Pro Agro salută inițiativa Ministerului Agriculturii de a efectua modificările necesare îmbunătățirii legii cooperației agricole, menționând că documentul poate avea un impact real asupra eficientizării cooperativelor agricole existente și asupra absorpției fondurilor nerambursabile de către acestea. Într-un comunicat transmis joia trecută Agerpres, Federația Națională Pro Agro solicită implicarea tuturor reprezentanților cooperativelor agricole din România pentru
a putea centraliza multitudinea de variabile necesare îmbunătățirea acestei legi pentru a fi aplicabilă și a avea un impact real asupra eficientizării cooperativelor agricole existente și asupra absorbției fondurilor nerambursabile de 70% direct de către cât mai multe cooperative și societăți cooperative agricole din România. Facem apel la persoanele fizice și juridice membre în cooperativele agricole românești să analizeze proiectul de ordonanță de urgență propus de MADR și să transmită propunerile argumentate de completare a acestuia în timp util pentru a fi centralizate și transpuse într-o poziție oficială, se mai menționează în respectivul comunicat. Prețurile practicate de furnizorii de gaze în regim reglementat pentru consumatorii casnici diferă chiar și cu 50% în funcție de regiunile sau orașele din țară. Potrivit datelor Asociației Naționale de Reglementare în Energie, pentru toți cei 42 de furnizori din piața reglementată a României, gospodăriile plătesc în medie 92,29 de lei pe megawatt-oră de gaz și 141,58 de lei. Prețul mediu al gazelor plătite de consumatorii casnici, valabil de la 1 iulie 2015, este așadar la nivelul întregii țări de 123 de lei. Cel mai ieftin gaz din România, de 92,29 de lei megawatt pe oră, este consumat de locuitorii din Cotnari, Hârlău și Cucuteni din județul Iași. Un preț mic al gazului mai plătesc românii abonați la Rădăuți, 99,07 lei pe megawatt oră, Zimnicea, 107 lei și câteva zeci de localități din sudul României, cu 104,55 lei pe megawatt-oră, dar și cei din Constanța, care plătesc doar 108,32 de lei pe megawatt-oră. De cealaltă parte, prețuri piperate ale gazului plătesc clienții din Arad, Bihor, Timiș, Satu Mare și Gorj, 134,69 de lei pe megawatt-oră, clienții din Cluj-Napoca, dar și cei din județul Giurgiu. Ultima modificare de preț a gazului pentru piața reglementată a fost la 1 iulie 2015. Atunci, în toată țara, prețurile au crescut în medie cu 10,7%. Următoarea ajustare va fi la 1 aprilie 2016. Românii preferă să-și țină în continuare banii la bancă. Depozitele totale ale populației crescând într-un an cu 10 miliarde de lei până la 141 de miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie. Cel mai rapid ritm de creștere se observă la sumele plasate de populație în conturi curente și de economii, care au crescut într-un an cu peste 27%. În timp ce depozitele la termen aveau în iulie un avans de doar 2% față de aceeași lună de anul trecut. Începând din 2016, persoanele fizice care nu obțin venituri vor fi obligate să achite contribuția la Sistemul Public de Sănătate, CSS, și să depună o declarație fiscală în acest scop la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Astfel, ele vor datora o contribuție lunară de 5,5% din salariul minim brut pe economie. Plata se va efectua trimestrial până la data de 25 a fiecărei luni din trimestru. Deci, termenele vor fi 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie. La valoarea actuală a salariului minim brut pe economie de 1050 de lei, persoanele fizice care nu realizează venituri vor fi obligate să plătească 57,75 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 173,25 de lei în fiecare trimestru. Concret, se va aplica cota de 5,5% la baza de calcul salariul minim brut pe țară, care momentan are valoarea de 1050 de lei. Asta înseamnă, bineînțeles, o contribuție de 57,75 de lei lunar, deci un total de 693 de lei pe an, care trebuie plătiți în rate egale trimestriale de 173,25 de lei. Rămâne de văzut ce impact va avea această lege.
Cel mai mare împrumut de la femei din istoria țării noastre este în sfârșit achitat. România mai are însă de rambursat o parte din datoria către Comisia Europeană și Banca Mondială, ceilalți membri ai echipei care ne-au finanțat la începutul crizei. În 2009, România era aproape de a intra în incapacitate de plată. Guvernul atunci condus de Emil Boc a decis să contracteze de la femei, Banca Mondială și Comisia Europeană un împrumut record de aproximativ 20 de miliarde de euro, din care aproximativ 12 miliarde de euro veneau de la FMI, iar restul de peste 7 miliarde de euro de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană. Persoanele angajate în cadrul administrației publice centrale vor beneficia zilnic de o pauză de masă de o oră, conform unui proiect de act normativ lansat în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Pauza de masă de o oră va fi în intervalul orar 13-14 și nu va fi inclusă în durata normală a timpului de lucru. Asta înseamnă că în total angajații vor petrece zilnic la locul de muncă 9 ore. Pentru a se aplica, măsurile trebuie aprobate de guvern și publicate în Monitorul Oficial. Decalajul dintre salariul brut și cel net, adică partea pe care angajații o cedează statului, a crescut continuu pentru că deductibilitățile din aceste venituri au rămas la nivelul de acum 11 ani, în timp ce ponderea contribuțiilor sociale este tot mai mare. Diferența dintre câștigul salarial brut și cel net a crescut la 529 de lei în iunie 2010, la 715 lei în iulie 2015, dările către stat ajungând la 28% din veniturile salariaților reiese din statisticile oficiale. Asta înseamnă că statul ne ia tot mai mulți bani din salarii. În premieră, după 5 ani, intermedierile financiare și construcțiile au avut o contribuție pozitivă la creșterea produsului intern brut. Seceta și deficitul comercial au fost principalii factori de scădere. Consumul populației, investițiile, formarea brută de capital și comerțul bazat pe cererea internă au tras cel mai mult în sus economia din primul semestru al acestui an. În perioada 31 august 11 octombrie, turiștii pot beneficia din nou de sejururi la prețuri avantajoase pe litoralul românesc, în cadrul ediției de toamnă a programului Litoralul pentru Toți. Aceștia pot alege între mai multe variante de sejur cu o durată de cel puțin 6 nopți la hoteluri din Constanța, Mamaia, Eforie, precum și la unități de cazare din sudul litoralului, cum ar fi Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche. Ofertele pot fi valorificate doar prin intermediul agențiilor de turism, notează reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism pe propriul site, acestea fiind disponibile în sistemul primul venit, primul servit, iar biletele cumpărate nu sunt transmisibile și sumele plătite nu pot fi restituite decât în condițiile legii. În sudul litoralului, prețurile pornesc de la 159 de lei de persoană pentru 6 nopți la un hotel de o stea, 199 de lei de persoană la un hotel de 2 stele, 199 la un hotel de 3 stele, până la 379 de lei la 4 stele și 469 la 5 stele. Tot pentru 6 nopți, dar în partea de nord a litoralului, un român va scoate din buzunare între 205 lei de persoană la un hotel de o stea, 265 la un hotel de 3 stele și până la 985 de lei pentru un sejur all-inclusiv la un hotel de 5 stele. În acest an, ediția de primăvară a programului Litoralul pentru Toți s-a desfășurat în perioada 4 mai-19 iunie. Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri SRLD a tras doar 120 de planuri de afaceri în primele 24 de ore de la lansare, comparativ cu anul anterior, când în prima zi au fost înregistrați 900 de potențiali beneficiari. Care sunt principalele modificări legislative ce i-au speriat pe tineri și cum ar trebui regândită strategia, aflăm imediat împreună.
Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, SRL Debutant, este instrumentul financiar coordonat de Ministerul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri, dedicat persoanelor care vor să-și deschidă pentru prima dată o afacere. Programul prevede lansarea cu costuri zero a unei micro-întreprinderi scutite de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariați angajați pe o perioadă nedeterminată. Sprijinul financiar pentru întreprinzătorii debutanți este de 10.000 de euro sub forma unei finanțări nerambursabile, reprezentând cel mult 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri prin înregistrarea pe site-ul www.aippimm.ro. Programul SRLD a fost timp de 4 ani cel mai bun instrument pe care îl aveau tinerii la dispoziție pentru a deveni antreprenori. La începutul anului 2015 erau 20.000 de firme noi înființate cu un număr mediu de 40.000 de noi locuri de muncă. Astăzi, cu noile modificări aduse programului, singurul instrument care ar putea face diferența este inutil și a pierdut esența având efecte negative la nivelul economiei per ansamblu, a afirmat președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, Florin Jianu. Modificările aduse programului în 2015 au contribuit la scăderea interesului debutanților în vederea accesării fondurilor disponibile, având în vedere aspectele restrictive care contravin obiectivelor stabilite de programul inițial și anume de sprijinire a oricărui român care nu deține fondurile necesare de deschidere a unei afaceri. Astfel, perioada de implementare a planului de afaceri este de 30 de zile față de un an în perioada anterioară, iar finanțarea nerambursabilă de 10.000 de euro este oferită pe bază de decont, beneficiarul fiind nevoit să efectueze cheltuielile pentru ca apoi să-i fie rambursate din bugetul de stat, se arată în comunicatul Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, Remisager Press. Conform patronatului, o altă piedică în accesarea programului SRLD este faptul că la momentul aprobării planului de afaceri, beneficiarul trebuie să facă dovada deținerii întregii sume solicitate ca finanțare, la care se adaugă și partea de cofinanțare și TVA-ul considerat cheltuială neeligibilă. Practic, dacă debutantul a solicitat 10.000 de euro, trebuie să aibă în cont 20.000 de euro la care se adaugă și TVA-ul. Prevederea referitoare la eligibilitatea salariilor angajaților de-a lungul implementării planului de afaceri nu mai poate fi considerată un beneficiu, având în vedere că perioada avută în vedere este de doar 30 de zile, apreciază reprezentanții Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România. Obiectivul general al programului este stimularea înființării de noi micro-întreprinderi, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private. Prin program se finanțează implementarea planurilor de afaceri în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în următoarele condiții. Alocație financiară nerambursabilă de cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 de lei pe beneficiar și contribuție proprie sau credit bancar de cel puțin 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Noul cod fiscal publicat în Monitorul Oficial prevede reducerea cotei generale de TVA de la 24% la 20% începând de anul viitor, aplicarea unei cote speciale de 5% pentru cărți, manuale, ziare, reviste, competiții sportive sau evenimente culturale, dar și o serie de majorări de taxe, precum impozitul pe locuințele deținute de persoanele fizice, dar folosite în scop comercial. Vrem, nu vrem, noul cod fiscal ne afectează pe toți, așa că haideți să vedem împreună care sunt cele mai importante modificări aduse de acesta. Pe lângă cea mai mediatizată măsură și anume aceea a reducerii TVA-ului de la 24% la 20%, începând de anul viitor, actul normativ stipulează și eliminarea taxei pe construcțiile speciale și asupra accizei la carburanți, însă nu din 2016, ci din 2017. Și reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5% s-a amânat tot pentru 1 ianuarie 2017, în varianta inițială, termenul fiind de 1 ianuarie 2016. Însă impozitul nu se aplică pentru
pentru dividendele plătite de o firmă Altea, dacă cea din urmă deține la prima mai mult de 10% din capitalul social pe o perioadă mai mare de un an. În cazul micro-întreprinderilor, impozitul pe venit va fi de 3%, iar pentru o firmă nou înființată, cu cel puțin un angajat, cota de impozit va fi de 1% pentru primele 24 de luni de activitate, dacă asociații sau acționarii nu au mai deținut titluri financiare la alte persoane juridice. Impozitul pe profit rămâne la 16%, deși inițial se propusese reducerea la 14% de la 1 ianuarie 2019. În cazul firmelor care desfășoară activități în domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul va fi de 16%, dar nu mai puțin de 5% din totalul veniturilor realizate. În ceea ce privește scutirea de impozit pe profitul reinvestit, aceasta rămâne valabilă până la sfârșitul anului 2016, așa cum era prevăzut în momentul acordării facilității. Reducerea contribuțiilor sociale a fost eliminată din codul fiscal, deși inițial erau prevăzute scăderi atât la angajat, cât și la angajator, mai întâi din 2017, apoi din 2018. Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se reține prin stopaj la sursă, cota de cheltuieli forfetare crește de la 20% la 40%. Aceste venituri scapă și de plata contribuției de asigurări sociale în 2016, dacă persoana respectivă realizează și alte venituri supuse deja contribuției la sănătate, cum ar fi veniturile din salarii. Nici pentru veniturile din dividende nu se datorează asigurări de sănătate în 2016, dacă cel care le primește realizează alte venituri supuse contribuțiilor sociale. La impozitarea clădirilor intervin modificări importante. În primul rând, procentele de impozitare pentru clădirile rezidențiale sunt cuprinse între 0,08% și 0,2%, valoarea aplicabilă într-un an fiind stabilită de Consiliul Local. În plus, se vor impozita diferențiat locuințele în funcție de scopul în care sunt folosite. Pentru locuințele folosite în scop comercial, sediu de firmă, locul în care își desfășoară activitatea o persoană fizică ce practică o activitate independentă sau este sediul declarat pentru un PFA, impozitele stabilite de primărie sunt cuprinse între 0,2% și 1,3%. Așadar, acestea sunt cele mai importante modificări din noul cod fiscal. Rămâne de văzut cum vor fi ele aplicate în economie și ce schimbări vor aduce acestea. Antreprenoarele se pot înscrie în programul Femeia Manager începând de joi, după cum a anunțat recent Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism. În cadrul acestuia, antreprenoarele pot obține până la 50.000 de lei pentru implementarea propriei afaceri. Atenție, programul este valabil doar până luni. Care sunt cele mai importante criterii pe care trebuie să le îndeplinească o femeie manager pentru a se încadra la acest program, aflăm imediat împreună. Procedura de implementare a schemei de minimis din cadrul Programului Național Multianual pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale în rândul femeilor manageri din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, pe scurt Programul Femeia Manager, a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Programul Femeia Manager oferă posibilitatea de a obține o finanțare nerambursabilă de cel mult 90%, adică 50.000 de lei de persoană, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru implementarea planurilor de afaceri depuse de antreprenoare. Înscrierea online a planurilor de afaceri se va desfășura în perioada 17 septembrie ora 10, 21 septembrie ora 20, potrivit unui anunț publicat vinerea trecută de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism. Obiectivul principal al schemei de minimis a Guvernului îl constituie, conform Ordinului 962/2015, stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanțare, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și facilitarea accesului femeilor antreprenori la sursele de finanțare în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local. Schema de minimis este valabilă pentru toate regiunile țării și în acest
acest an dispune de un buget de 1 milion de lei. Prin urmare, autoritățile estimează că vor ajunge cel puțin 20 de antreprenoare. Procedura de implementare a schemei de minimis prevede că se vor putea înscrie în programul Femeia Manager micro-întreprinderile, persoanele fizice autorizate care desfășoară independent activități economice și întreprinderile individuale. Acestea vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să fie organizate în baza legii numărul 31/1990 sau în baza ordonanței de urgență numărul 6/2011 și să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor sau să fie persoane fizice autorizate ori întreprinderi individuale. Să aibă cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației de înscriere online în program, cel puțin unul dintre asociați să fie femeie și să dețină cel puțin 50% din părțile sociale ale societății sau reprezentantul persoanei fizice autorizate al întreprinderii individuale să fie femeie. Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea să fie eligibil și autorizat la momentul înscrierii online. Să aibă obligațiile îndeplinite, cum ar fi plata taxelor și impozitelor către bugetul general sau bugetele locale. Să nu aibă datorii la bugetul general sau la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru. Să aibă sediu, să fie înregistrată și să-și desfășoare activitatea pe teritoriul României. Să nu fie în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității. Ajutorul de minimis acordat prin programul Femeia Manager nu trebuie să depășească plafonul de 200.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare pentru o întreprindere unică și 100.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contracost, să obțină cel puțin 60 de puncte în urma completării online a planului de afaceri. De reținut este că statul nu va acorda alocații financiare nerambursabile pentru intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozivi, tutun, alcool, producție sau comercializare de produse energetice, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, precum și activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda un ajutor de minimis, cum ar fi pescuitul, creșterea animalelor, cultivarea plantelor sau fabricarea ori comercializarea produselor din tutun. Antreprenoarele interesate să-și înscrie planurile de afaceri în programul Femeia Manager o vor putea face doar online în perioada 17-21 septembrie pe site-ul www.aippimm.ro. Pentru participarea la program, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă. După crearea contului de înscriere, aplicația va transmite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj și un link de confirmare. După confirmare, aplicația va deveni activă pentru completarea online a planului de afaceri și încărcarea în aplicația documentelor solicitate, scrie în actul normativ amintit. Punctajul minim necesar pentru acceptarea de principiu la finanțare este de cel puțin 60 de puncte din cel mult 100. Doamnelor și domnilor, am ajuns și la finalul acestei prime ediții din sezonul al doilea al emisiunii Business Class. Sunt Alina Răducan și ne revedem și data viitoare la aceeași oră. Până atunci, nu uitați motoul nostru: învățați să cheltuiți și să investiți inteligent!